Și voi, tinere copile, dați-vă lângă perdele și ascultați vorbele mele. Dați-vă lângă fereastră și ascultați urarea noastră. Ghinis sara n-o sărat, noi cu plugul am plecat, ca așa în lume lăsat. De sute de ani de zile, să urăm Sfântul Vasile, să arăm o brazdă două și să punem pâinea nouă. E mai îndemnați, plăcăi și sunați din Zurgălăi, să răsunăm munți și băi, ca așa-i datina la noi. Mânați, măi! S-a sculat Maian, bădica Traian, și-a încălecat pe un cal învățat, cu nume de grau, cu șaua de aur, cu frâu de mătase cât vița de groasă. El în scări s-a ridicat, peste câmpuri s-a uitat, să aleagă loc curat de aras și semănat. Iar când lucrul l-a gătit, iată mării s-a pornit, un vânt mare pe pământ și ploi multe de pe vânt. Pământul de-a răcorit și sămânța de-a încolțit. De bucuros ce era, bădica Traian pleca, tocmai-n târg la Tătăranu, unde șade stan țiganul care-i meșter cu ciocanul, ca să facă seceri mari pentru oameni gospodari și pentru babele cârne care știu rostul la pâine, și să facă secerele pentru fete tinerele și neveste ochișele. Ia mai îndemnați, plăcăi, și sunați din Zurgălăi, să răsunem munți și voi, ca așa-i datina la noi. Mânați, măi! Când zorile se crăpau, ei la secera porneau, toată ziua secerau, snopuri multe adunau, în căruțele puneau și la moară le duceau. Dar în hoața cea de moară, când văzu atâta cară încărcată cu povară, pusă coada pe schinare, șotul în fuga mare spre cea lungă de scăpare. Lunca-i mare, iarbă n-are, lunca-i mică, iarba-i pică, hai voinice și-o ridică! Dar morarul meșter mare, fără prea multă așteptare, pusă moara pe chicioare numai din două ciocane. Grâul ni l-a măcinat, făină bună ne-a dat, și-am plecat fuga spre casă, la cea mândră jupâneasă. Făina de ne-a cernut, colac mândru de-am plătit, colac mare și rotat, pe roata morii măcinat. Și l-a rupt în patru, și l-a dat la tot satul, și l-a rupt în cinci, și l-a dat la plugari voinici. Ia mai îndemnați, plăcăi, și sunați din Zurgălăi, să răsunem munți și voi, ca așa-i datina la noi. Mânați, măi! De urat va mai ura, dar nicom însăra, pe aici, pe la dumneavoastră, departe de casa noastră. Și avem a trece peste o apă rece, peste dealuri, peste voi, să ajungem în sat la noi. Vă lăsăm cu sănătate, că-i mai bună decât toate. Câte cuie sunt pe casă, atâția copii la masă. Câte paie pe ogor, atâtea vite în ocol. Cât nisip este pe luncă, atâtea parale în pungă. Hopuri, hopuri, hopurele, la mulți ani cu floricele. Hopuri, hopuri, hopurate, la mulți ani cu sănătate. Ca pomii să înfloriți și ca ei să îmbătrâniți. Opriți plugul, măi plăcăi, și sunați din Zurgălăi, ca așa-i datina la noi. Aho, aho, aho. Bun găsit, dragii noștri telespectatori! Vă spun astăzi, în prima ediție a emisiunii Tezaur Folcloric a anului 2022. Vă adresăm cu acest prilej gândurile noastre bune, urări de bine și sănătate și dacă în prima parte am avut prilejul să ne bucurăm de un moment tradițional care ne amintește de anii copilăriei, în continuare, în programul nostru special, vă dăm întâlnire cu generații de interpreți care aduc odată cu cântecul lor spiritul locurilor de unde vin. Ne întâlnim astăzi așadar cu Cornel Borza, prietenul nostru drag din Bihor. Generația tânără va fi reprezentată de trei tinere interprete pe care le-ați revăzut de fiecare dată
cu aceeași plăcere în emisiunile Tezaur Folcloric, dar astăzi poate în plus cu o notă de bucurie și de drag pentru ceea ce vă vor prezenta ele în această emisie. Este vorba despre Anișoara Popescu din Romanați, Cătălina Tereza Alexa din Constanța Dobrogea și Vasilica Tătaru din Bacău. Vom continua cu generația care s-a lansat, s-a consacrat în emisiunea Tezaur Folcloric, reprezentată acum, aici, de Alexandru Pugna din Bistrița Năsăud. Muntenia va fi reprezentată de Ruxandra Pitulice și Gheorghe Rizea și, bineînțeles, de Polina Gheorghe, colega noastră de la Radio Antena Satelor. Și ca să ne bucurăm de cântec, dați-mi voie să invit generația tânără să o ascultăm pe Vasilica Tătaru și să-i urăm la mulți ani, pentru că Sfântul Vasile și-a pus amprenta asupra carierei ei artistice, pe care noi o apreciem și pe care o valorificăm în această emisiune. Și din mine vin acasă mai divremic, veși în nuntaile mic. Ce-mi o șerii plată mare ca să-i dau o sărutare. Eu nu mă las rutată, că-s cu tine măritată. Și noroc ai mai bărbate, că eu mă discurc cu toate. Banii nu ți-i cheltuiesc și vorba-ți o prețuiesc. Mai cumpătat că Dumnezeu o lăsat. Șase zile lucrătoare până în sfință din soare. Eu cu tine smăritată, vezi să n-adorm supărată. Și noroc ai mai barbate, că eu mă discurc cu toate. Banii nu ți-i cheltuiesc și vorba-ți o prețuiesc. Iertă-mi unul pe altul ca să nu ne știi satul.
cine mi place, măi, mădiță, măi, să văd, bă, de ce eu-i face, măi, mădiță, măi, 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 să văd, bă, de ce eu-i face, măi, mădiță, măi. Dar decât să ne sfădim, măi, mădiță, măi, mai bine hai să fugim. Trandafir, eu ziceam că nu
și călătoare, ai la 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 la, că te duci ca și vântul, ai hai la 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 la, astăzi ești la mâine, nu, ai hai, lume me, rămân pare după e, la 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 la. Este o zi în care urările sunt acea legătură dintre noi și dumneavoastră, dintre noi și interpreții noștri dragi. Cornel Borza. La mulți ani tuturor telespectatorilor, la mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla, la mulți ani Tezaur Folcloric, pentru că este emisiunea de suflet a mea, pentru că aici am debutat și cu urare din asta bihorănească de la noi de acasă și te întoarce cruci în masă, Dumnezeu să vă aldoiască pe toți cât sunteți în casă și pe noi cu dumneavoastră. La mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla. Anișoara. Le doresc tuturor telespectatorilor să aibă parte de sănătate, că e mai bună decât toate, pace sufletească și ocrotire dumnezească. La mulți ani! La început de an nou, un mesaj de credință și speranță. Să nu vă întristați și să nu vi se tulbure inima, căci vremurile bune se vor întoarce. Va fi din nou soare și ne vom bucura din nou pe deplin împreună. La mulți ani! Am intrat, iată, într-un nou an, 2022, sunt sigur cu nădejde fiecare dintre noi. Și dacă alături de nădejde așezăm și credința și dragostea, sunt sigur că va fi un an mult mai bun. La mulți ani, dragi români, oriunde v-ați afla, la mulți ani minunatei echipe ce realizează emisiunea Tezaur Folcloric, care duminică de duminică ne bucură sufletele cu cele mai frumoase cântece ale neamului nostru românesc. La mulți ani! La mulți ani zâmbitori, cu iubire, cu sănătate, cu ocrotire, să ne dea bunul Dumnezeu tuturor, să ne fie anul cu binecuvântări, să fim cu nădejde și cu speranță și cu credință mare în bunul Dumnezeu, toate ne sunt după cum ne sunt de folos. Sănătate și belșug să ne aducă tuturor acest nou an în care tocmai am pășit cu speranță. Și dacă vor fi și zile amare, să le îndulciți cu un cântec. La mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla, să ne adunăm cu toții în anul ce va veni, cu speranță, cu bucurie. Bunul Dumnezeu să ne dea sănătate și belșug în case. La mulți ani! La mulți ani cu sănătate, pace în țară, grâu la vară. La mulți, mulți ani cu sănătate, masa plină cu bucate, lada doldora de arginți, la mulți ani fiți fericiți! Dumnezeu să ne pună la toți zâmbetul pe buze, la mulți ani Tezaur Folcloric, la mulți ani dragi români, la mulți ani români de pretutindeni!
Iată, televiziunea română este fereastra spre sufletele dumneavoastră și astăzi în Tezaur Folcloric avem invitați speciali și nu plecați din fața televizorului. Urmează și altă ediție a emisiunii Tezaur Folcloric, dar nu înainte de a invita pe artiștii noștri dragi de astăzi să ne mai cânte un cântec din repertoriul lor atât de frumos.
porțile, la 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 la, că porțile sunt cu iace, la 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 la, și mândruțele culcate, la 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 la. Bate vântul de la baltă, cu viscol și cu zăpadă. Las pune în fereastră, las pune în fereastră.
da pe drum și-l vadă. Dragii noștri telespectatori, o adevărată gala cântecului popular românesc, în tezaur folcloric, aici, la Televiziunea Română, în prima ediție a emisiunii Tezaur Folcloric a anului 2022. Peste câteva minute ne vom revedea în partea a doua a ediției de anul nou a Tezaurului Folcloric. Constanța și Satul.